Bună ziua, astăzi ați pierdut în fața echipei CSU Alba Iulia, cum a fost jocul? Bună seara! Jocul merge destul de echilibrat, dacă excludem primele 10 minute. Faptul că echipa are noul antrenor și că au primit foarte multe informații, destul de multe schimbări în modul în care s-a jucat înainte. Totul s-a făcut în cele 5 zile, puțin timp. Jucătorii au fost un pic prea emoționate, dar au revenit în joc. Eu le felicit pentru atitudine, le felicit pentru munca pe teren. Desigur, Alba Iulia este o echipă care joacă bine, știe ce are de făcut pe teren, condusă de un antrenor foarte bun, jucătoare cu multă experiență. Și nu pot să spun că sunt foarte mulțumit de faptul că a pierdut o diferență mică. Eu am dorit să câștigam, dar păstrez proporții și mă gândesc că ceea ce am văzut azi în jocul echipei mele este un punct de plecare pentru mai departe. Ce credeți că a lipsit astăzi echipei dumneavoastră? A lipsit mai multă determinare, în recuperare. Există și o anumită diferență valorică, diferență de gabarit. Noi jucăm fără un 4 clasic. Suntem printre puține echipe care au oarecare pretenții sau pretenții importante, care joacă cu 5 străine în loc de 6. S-a simțit acest lucru și probabil că încă un jucător în plus. Noi o să reușim să jucăm mai bine. Înaintea partidei, suporterii politehnicii Timișoara au venit și v-au făcut o surpriză. Asta e, cum să spun eu, asta e unul dintre cele mai frumoase momente care am trăit vreodată. Eu am spus mereu, eu sunt un timișoran adoptat și pentru mine suporterul ASU Poli Ducheria și toate grupare din galerie sunt ca și frații mei. Eu sunt și membru de onoare a Ducheriei din Timișoara și mereu le ved așa și mi-a oferit un moment în care omul știe că nu un antrenor știe că nu este cel mai important lucru în carieră sa nici trofee, nici partea financiară, ci dragostea care ți pot oferi acești suporteri minunați. Mulțumesc mult!